Doresc un pom mare de Crăciun, că mie îmi plac foarte tare podoabele astea, luminițele, globurile de toate culorile. Copiii mei sunt fascinați, multe jucării sub brad. Îmi doresc doar să miroase a cozonac și a portocale, a clementine. Îmi doresc să, dacă pot, dacă îmi permite, să beau un pahar de vin fiert sau unul de șampanie noaptea de Revelion și cam atât. Anul acesta a fost un an atât de plin pentru mine și atât de frumos. A fost anul în care am primit mai mult decât speram, decât visam. Dar cred că am primit ce meritam. Nici nu mai știu dacă mai am dorințe de Crăciun. Se ocupă șeful de cadourile mele. Sunt cadouri emoționale și sentimentale și profesionale pe care mi le doresc și nu cred că cineva poate să mi le ofere. Las la voia Domnului să se întâmple la momentul la care e cel mai bine pentru mine. Ce ți-ai dorit să găsești sub brad atunci când o să vină Moș Crăciun? Nu m-am gândit la treaba asta, trebuie să recunosc că n-a fost departe de mine gândul ăsta. Mai degrabă m-am gândit eu ce cadouri aș putea să fac de Crăciun decât ce mi-aș dori să primesc. Consider că am cam tot ce-mi doresc, bine, întotdeauna îți dorești câte ceva, dar nu pot să zic că îmi doresc un lucru anume. Vacanță te-ai gândit? Deja e planificată, deja e bucuită, deja e totul foarte bine pus la punct. În ianuarie voi pleca departe. Unde departe? Republica Dominicană. De la Moș Crăciun îmi doresc, sincer, să fie un nimic material, să am liniște, să am fericire, sănătate. Astea sunt lucrurile cele mai importante, chiar dacă par puțin, nu știu, nesemnificative pentru noi. Îmi place foarte mult să fac cadouri, să surprind lumea din jurul meu, să-i fac să zâmbească, în special prietenii și familia. Dar îmi place să și primesc cadouri, îmi place să fiu surprinsă foarte mult, adică ce fac, îmi place să mi se întoarcă și mie cumva. Eu îmi doresc tare mult să fiu sănătoasă, eu, copiii mei, familia mea, restul le putem face și cum atunci când e sănătos ai putere să mergi mai departe, să muncești, să faci tot felul de lucruri interesante și bune pentru viața ta. Da, ce listă lungă! Marius, de ce ai pus capul în pământ? Păi nu, că nu mai știu, că la câte sunt, nu știu care sunt esențialele, dar... Esențialul e sănătatea și să fim noi bine. Pe lângă asta, eu îmi doresc așa, eu îmi doresc... Marius, nu renunți la conversația asta. Nu, că am crezut că m-a strigat Isabela. Eu îmi doresc o blană, dar... Ei, eu îmi doresc un băiat. Dacă se face cumva...